În municipiul Reșița și localitățile Fârliuc, Brebu și Lupac este în desfășurare o acțiune cu efective mărite de tip razie pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza județului. În cadrul acțiunii sunt angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, arme, exploziv și substanțe periculoase, luptători ai serviciului pentru acțiuni speciale, dar și polițiști de la transporturi, jandarmi și polițiști de frontieră. Polițiștii acționează în cartierele Muncitoresc, Câlnic, zona Calea Caransebeșului, dar și în localitățile Fârliuc, Brebu și Lupac, scopul fiind acela de a preveni și a combate faptele cu violență comise mediul stradal, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, prevenirea și combaterea consumului de droguri, a migrației ilegale, a infracționalității economice, dar și prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare pe teritoriul județului pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pentru toți cetățenii.